Neața, neața. Sper că nu ne încurcă prea tare vântul, că frig, eu sper să nu-l simțiți, să stați în fața televizorului, să uitați lipsiți la căldură la acest videoclip. Azi 1 decembrie, nu, nu avem zăpadă decât acolo sus, dar am zis să devenim nostalgici, fiind 1 decembrie, și astăzi am vrut să vă arăt o mașină mai interesantă. Mai interesantă pentru mine, poate și pentru unii dintre voi, că ați avut, au părinții. E vorba de Dacia. Bun, având în vedere că deja ați văzut un pic despre ce e vorba, avem aici o Dacia 1310. De fapt, este o caroserie de Dacia 1300 cu elemente de 1310, practic cu farurile duble, masca subțire. Bările sunt din aluminiu, bările sunt metalice, partea asta, astea au trecut deja la upgrade, tampoanele, cât și tampoanele acelea. Mașina este din anul 1983. Are un motor de 1,3 litri, 1289 de centimetri cubi, mai exact. După cum am spus, este oficial 1310, dar mă, tranziție, bările, stopurile se văd, deja sunt stopurile acelea duble, nu mai sunt stopurile acelea pe o singură linie, pe un singur nivel, cum ar veni. Sunt aceste ornamente care le regăsim pe portbagaj, inclusiv pe aripile spate. De ce am adus Dacia asta? E bine, e foarte interesant. O la mână pentru că e 1 decembrie și am zis că chiar aș dori să facem ceva foarte reprezentativ României și nu e nimic mai reprezentativ decât Dacia. Dar de ce anume acest model? E foarte simplu. Pentru că majoritatea proprietarilor mașinile de genul ăsta le țin în garaje, sunt restaurate, nu știu, sunt atestate ca și vehicul istoric, principal sunt țiple și sunt garaj queen. E bine, această mașină nu e așa. Proprietarul circulă zilnic cu mașina asta, deci pentru el e un daily driver. Și pe cum se vede pe mașină, există acele urme de patină, unde s-a mai lucrat, unde se vede diferență de nuanță. Asta îmi place să vă lăudace. Asta ne aduce aminte de vremurile acelea când părinții noștri, sau poate chiar unii dintre noi, aveau așa ceva, lucrau la ele, se întâlneau cu vecini la bloc, le răsunau pe parte să le antifoneze, să le dea cu, nu știu cum îi spune, la soluția care se dă pe blocuri. Adică meștereau efectiv în spatele blocului la mașinile astea. Și mașina asta face fix parte din acea categorie, după cum vedeți. Cu ocazia asta îi mulțumim și lui Florin, proprietarului, ne-a pus mașina la dispoziție. Dacă rămâneți până la final, aveți și o surpriză în legătură cu mașina asta. Vă dau un hint, v-am mai obișnuit până acum cu astfel de surprize. Bun, haideți să vă arăt un pic în mare interiorul, după care vreau să vă arăt un pic și motorul. Eu mi-am și uitat de toată treaba asta,
văd că, nu știu dacă la toate Daciile erau la fel sau nu, butucii se învârt invers, adică dacă fac așa încolo, mașina se descuie, da? Bam. Dacă fac invers, deci e practică la japoneze, mașina se încuie. Eu zic că se prezintă destul de ok. Nu știu să vă spun dacă sunt scaune originale sau nu, pentru că pe Dacia toată lumea le schimba la un moment dat, dar văd că și bancheta e îmbrăcată la fel. Apropo, asta e încuiată. Dar de aici faci așa și o poți descuia. Așa se descuia ușile la Dacia. Știți schema aia? Până sărim la interior, încă un mic detaliu care arată că această caroserie de 1300, practic aceste guri de aerisire la 1300 sunt așa, pe diagonală, cum ar veni, și la 1410 sunt pe orizontală. Practic așa, orizontală. Mai bâlbâie, dar asta este. Bun, bancheta din spate, arcuri, arcuri, hai doamne. Hai că vreau să urc să vedem cum stau. Se vedea, am loc sau n-am loc? Am mai crescute? Bă, frate, am loc. Chiar am loc. Hai să închidem și ușa. Super, bă, arcuri, frate, mamă ce-mi plac banchetele astea. Și ai loc, adică, nu știu, te scufunzi în ele atât de tare, încât efectiv ai loc și la picioare. Și garantat cel din fața mea are și el loc acolo. Plafonul din piele, cred că e piele, sper să fie piele, să nu vorbesc prostii. Mânere stânga-dreapta, văd că și la copilot, la pasagerul din dreapta. Apropo, vedeți aici luminile de din interior, nu le are ca orice mașină acolo în față, nu mai țin minte dacă, dar din câte mi-aduc aminte la Dacia 1310, știu că erau mai mari astea și erau numai pe o parte, dacă nu mă înșel, sper să nu vorbesc prostii, și la 1300 era unul central aici. Ce vreau să vă spun despre luminile astea mici, dacă tot vi le arăt acum, proprietarul zicea că nu își găsește efectiv sticla de la aceste lumini sau lămpile cu totul. Și dacă aveți careva dintre voi pe acasă așa ceva, sau de vânzare, sau cine știe, dați-mi de veste, informez proprietarul și poate facem un fapt pe bun împreună. Haideți să tragem și cotieră. N-avem cotieră, dar avem spațiu. Aici în spate e un pic de spațiu de depozitare, să zic așa, putem pune, de obicei se pune aici căței, aia care dau din cap, trusă medicală, pălărie de paie, și așa mai departe. Avem tetiere, un lucru fain. Ușile se închid fain. Ușile se închid chiar fain. În dreapta nu mai urc. Nu cred că are rost. Cel mai probabil e loc. Suficient. Chiar și pentru un gras ca mine. Cauciucurile sunt pe 13. Joantele cu cauciucurile sunt pe 13. Noi avem cauciucuri bune. De iarnă. Bine, sper să nu vorbesc prostii. Eu tind să cred că sunt de iarnă. Oare vă pot arăta și portbagajul? Care-i fi cheia? Care-i fi cheia? Asta știu că e de la rezervor. Aici e rezervorul, apropo. Nu pe laterale. Și asta ar trebui să fie de la portbagaj. Și chiar este. Bam! Hai să vedem, asta stă? Ha? Stă! Stă! De obicei era lemnul ăla, știi? Care îl pune aici, pe roată de rezervă. Și ce observăm aici? Clasic portbagaj, da, cine își mai aduce aminte? E, pot să zic că e mare, încăpător, pentru că nu avem antifonare aici deloc. Aici, efectiv, tabla din afară o poți vedea aici, de atât de mare. Roata de rezervă care este aici înăuntru. Scule, vedem un capac de delcou acolo și tot felul de chestii de care are nevoie proprietarul. În față se pot vedea arcurile din banchetă, deci din spătar, trebuie să nu cadă portbagajul în cap. Din spătarul banchetei, cam așa arată bancheta pe interior. Nu sunt rabatabile, dar românul mai desfăcea o tablă de pe acolo, mai dădea bancheta jos, întindea ceva mașina la nevoie. Așa e. Închidem portbagajul, se închide chiar fain. Dacă toți suntem aici, asta e lumina de pe număr. Lucrurile are interesant, că bate de jos în sus, nu bate de pe aici, din zonele astea. Avem cârlic de remorcare. Oh, al treilea stop de frână. Ăla garantat nu e original. Haideți să vă arăt un pic motorul. Unde e maneta de aici? Nu, la Dacia avem aici. Sper să nu mă înșel, dar asta e capota. Ăsta, dacă vă întrebați, e șocul la pornirea la rece. Dar revenim noi la interior. Și cum se deschide capota? Că se deschide așa. E? Altceva. Bă, da,
având în vedere că se deschide așa, lucrezi mult mai liber. Nu știu, așa zic eu. Adică ai mult mai mult spațiu. Dacă s-ar deschis așa, nu prea puteai face mare lucru. Pun mâna pe asta pentru că știu ce e și știu că e cald. Asta e furtulul de apă. Având în vedere că am venit acum cu mașina, asta e cald. Și afară e frig de mori. Mi-aș dori să simți și voi mirosul ăsta. Mirosul ăla de, nu știu, motor de Dacia. Am văzut motoare pe benzină, în general. Benzină, ulei, toate amestecate. Dar asta e motor de Dacia, n-ai cum. Avem aici bateria, într-un loc safe. Motorul de 1.3. Avem aici delcoul. Asta e pompa de benzină. Sper să nu vorbesc prostii, dar din câte mi-aduc aminte, asta e pompa de benzină. Și văd că o schimbat-o proprietarul. În mod normal, asta ar fi avut o camă de desubt. Aici e joja de ulei. Ăla e filtrul de ulei. Ăsta e alternatorul. Avem carburator. Mașina e pe carburație. Asta este pompa de frână. Ce vedem noi aici. De fapt, asta e pompa de frână. Asta e rezervorul în care poți să bagi lichidul de frână. Acolo e caseta de direcție. Deci sunt toate foarte vizibile. Cred că asta e spălătorul de parbriz. Sper să nu vorbesc prostii. Nu prea aveți pe multe Dacia așa ceva. Sau nu mai mi-aduc eu aminte, cel puțin. Aici avem lichidul de răcire, mai exact antigelul, în borcan de sticlă, nu știu, ia, stai să vă arăt. Sticlă, da? Nu plastic sau alte chestii. Văd că proprietarul și-a făcut bec să poată să lucreze. Prima dată când văd așa ceva. Foarte tare. Bun, ăsta ar fi filtrul de aer. Știu că e mare. Ăsta e filtrul de aer, care duce direct în carburator. Putem observa că și admisia și evacuarea e pe aceeași parte. Cumva sunt intercalate. Deci și intră și iasă fix pe aceeași parte. Ăla e electromotorul jos acolo. Și da, radiatorul. În principal, le-am cam zis pe toate. În mare, ce se poate vedea. Și claxonul. Sau cum ar spune unii, clansonul. Bun. Închidem capota și mergem să vă arătăm un pic interiorul. În partea din față. Mă, sper să o fi închis. Foarte ușor s-a închis. Tare. Thumbs up. Foarte fain. Mergem în interior, că e frig de mori. Chiar frig de mori. Oh. Uite aici, iar un lucru interesant. Astea, nu știu dacă mai sunt funcționale, dar când închideai ușa, apăsa ușa pe asta și în interior ți se stingea becul la lămpile acelea. Incinerie simplă. Ușile, n-ai cum, sunetul. Pou. Geamuri electrice. Nu, nu sunt electrice, sunt la mână. Parasolare, de obicei este, erau toate rupte aici, că nu-s prins în totalitate, știi? Și atunci astea se rovă, că și astea sunt ciupite un pic, dar încă stau, încă stau. Parasolare tot din pile, ăsta ar trebui să aibă oglindă. Da, are oglindă. Oglinda clasică, chestia asta iar asta tot timpul să-ți ia tot pe lângă. Scrumieră. Bun, văd că încă mai iasă. De aici erau reglajele pentru temperatură în interiorul mașinii. Deci de aici teoretic ar trebui să schimbi pe rece sau pe cald. Și aici unde vrei să bagi, sus, jos. Bam, bam, vezi? Teoretic e simplu. Aici avem brichetă. Aici avem un reglaj. Cred că este pentru intensitate la ștergătoare. Cred, nu sunt sigur. De obicei ăla era în partea asta la întâi. De asta zic că nu sunt sigur. Aici avem un instrumental unde ne arată temperatura la apă și presiunea la ulei în motor. După care în bord avem următoarele. La mașinile mai dotate, să zic așa, aici avem și un turometru, sau mai noi, avem și un turometru. Aici avem numai indicatorul de benzină, respectiv. Respectiv nimic, că nu avem numai benzină la Dacia. Cel puțin la modelele astea. Mi-a dat și mie cu virgulă. Aici avem avariile sau diversi marturi în funcție de care e treaba cu mașina. Și anume, dacă îți fierbe motorul sau n-ai ulei, se aprinde astea două. Bine, pe rând. Dacă trage șocul, se aprinde ăsta. Dacă semnalizezi, se aprinde ăla. Ăstea de jos niciodată n-aș știu ce ăs. Habar n-am, nu știu dacă funcționează sau nu. Ăsta știu că e pentru fază lungă, ăsta albastru. Verde pentru fază scurtă. Avariile, ia să vedem, funcționează. Cum să nu, mă, frate? Și în simultan se aprinde și ăsta. Foarte tare. Și frana de mână, dacă o ai cumva trasă sau pleci cu ea și o uiți, teoretic ar trebui să se aprindă ăla. Ăsta nu știu ce face, n-aș vrea să-l apăs. Ăsta iar nu știu ce face, n-aș vrea să-l apăs. Ăsta e dezaburirea pe spate.
la luneta de pe spate, la luneta, la lunetă. Așa. Asta e ventilația. Aici avem un torpedou care proprietarul ține acte și tot ce mai are nevoie. Acolo avem, așa ziceam, polița unde spune depozitei diverse lucruri și aici mai e încă o poliță. Da? Și după cum am zis, astea sunt avarele. Aici avem semnalizarea stânga-dreapta pe maneta asta mică. Aici avem farurile și claxonul. Ia să vedem. Merge. Și de aici se aprinde lumina. Deci asta e fază scurtă și asta e fază lungă, din câte mi-aduc eu aminte. Da, asta e fază lungă. Să revenim. Bun. Și sper că am zis tot ce e de zis. Să trecem și la un test drive. Eu nu o să-mi pun centura în cazul acesta, pentru că din cauza faptului că sunt foarte gras, centura nu mă cuprinde. Bun, hai să ne pornește. Pornim. Scăzut un pic temperatura la apă. A pornit. Cum nu? Aici avem, vedeți că s-a ridicat. Și în funcție de dacă o turezi, crește presiunea de la ulei. Am vrut să-mi pun din nou centura. În oglinzi nu vezi nimic. Bă, dar nimic nu văd. Nimic relevant. Ceva vezi un pic, dar nu vezi nimic relevant. No, bun. Hai să iau latorul. Uite, vedeți că acum s-a prins frână de mână când am pornit-o. Vă dați seama că și asta funcționează. A, și aici am uitat să vă zic. Avem indicatorul de la baterie. Nu știu dacă funcționează bine sau nu. No, asta doar proprietarul poate să vă spună. Și aici avem full-ul. Hai să-i dăm ușor. Bă, așa îmi place că merge finuț. Durează un pic până te obișnuiești cu cutia de viteze, că la Dacia așa e, cu dă-mi a doua. Nu prea ai ce să-i faci. Adică mesteci un pic în ea până te obișnuiești. Uite, aici chiar am vrut să-i dăm un pic mai tare. Sper să nu se aburească din nou parbrizul. Și să vedem ceva. Cam asta e dezavorirea. Bine, asta ar fi dezavorirea. Uite. Test de... Deci, bă, asta e cea mai confortabilă mașină care a fost pe aici. Nimica, fratele meu. Ești nebun. Și pentru că e Dacia, o să mergem mai încet cu ea. Văd că asta are sincron pe treapta întâi, deci poți să-i dea un pic mai devreme. O să mergem încet cu ea, dar o să încercăm să mergem pe aici pe sus, să vedem se poate. Pentru că astea erau drumurile pe care mergeau Daciile noastre înainte. Și cumva, credeți-mă că e foarte confortabilă. Mă, eu aș deschide geamul. De fapt nu, aș da așa și aș da pe rece. Bage rece. Deci, bă, nu regret nici măcar o secundă că n-am luat-o pe acolo. Vreau să zic că e foarte confortabilă Dacia pe drumul ăsta. Bine, nu e nici cel mai rău, nu vă imaginați acum. Dar nici cel mai bun, adică nu e asfaltat, cum e la de jos. Eu deschid geamul. Dacă mă uit așa. Bă, ăsta e feeling-ul de Dacia. Salut! Ăsta e feeling-ul de Dacia, știi? Că te uiți așa să vezi ceva pe parbriz. Culmea, o aburi doar pe partea aia pe acolo. Pentru că probabil sunt gras și de aia. Dar mașina merge foarte fain. Foarte fain, nu bate nimic la ea. Știi că la Dacia se mai auzea din când în când. Se mai auzea o chestie, una alta. Nimic, absolut nimic. Florin, sper să nu-ți murdărezi mașina. Crede-mă că mă duc încet. Dar sper să nu murdăresc. Încerc să evit nămoalele. Vreau doar să vedem cum se descurcă pe drumurile astea, pe care mașinile astea erau făcute practic să meargă. Adică nu vă imaginați că era asfalt cum e în dreapta peste tot înainte. Văd că pe aici pe mijloc ceva tot s-a dezaburit. Tot e bine, oprim la picioare. Haide să pornim și farurile. Bam, pornim și farurile. Dar văd că nu se aprind astea aici la bord. Dar măcar parbrizul începe să dezaburească cât de cât. Încerc să stau mai departe de la așa, ca în Maybach. Deci dacă vă uitați, stai capul meu, dar aș putea să mă chinui să scot mâna pe geam pe aici. Hai să mai ștergem un pic parbrizul. Ai, 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 dezaburire.
Bun. Bună, am mai șters un pic. Uite, vezi, eu nu am atâta experiență cu dezaburiri și din alea la Dacie. Nu mai știu cum e. M-am învățat cu binele acum. Nu mai știi cum e cu rău. Bă, mi-e ciudă numai că nu se vede ca lumea pe parbrizul ăsta. Bordul e fain. Nu știu dacă a fost refăcut. De obicei ăsta crapă. Asta mai face crăpături, așa, pe la soare, dar văd că s-a păstrat destul de bine. Aici mi-a plăcut bordul ăsta. Asta l-a avut și taică pe mașina lui. Pe ultima mașină, că, na. Au fost mai multe Dacii prin familie. Cam ca la fiecare, cred. Eu așa zic. E cam ca la fiecare. Haideți, ne dăm ușor jos de aici, să lăsăm să vină camionul. Că știi vorba aia, în frânele de Dacii nu prea te încrezi. Bun. Dacă iar era să-i dau aiurea a treia. Tot timpul meu că e în patru rapoarte. O exista și în 5 rapoarte, dar alea sunt foarte rare Daciile. Asta e în 4 rapoarte. Și a întâia e fix în față. Și a treia e prin dreapta. Prin ușa, din de deschis ușa și de-aia a treia. Bă, dar faptul că nimic nu mergea cum ar fi trebuit să fie la standarde, la orice, asta au făcut din Dacia asta un lucru fain, din Dacia în general, mă refer. Și acum, cei care au avut sau părinții au avut, își cumpără așa ceva, conduc așa ceva din simpla, nu știu, nostalgie și că deja tu cam știi ce probleme are mașina. Știi ce ai de făcut la ea, îți place să repari, mai ales dacă ești pasionat. Și atunci o iei, că e o pasiune, efectiv. Că e proastă, nu a fost cea mai bună mașină fabricată în vremea respectivă. A fost doar o chestie, nu știu, o nevoie de a te deplasa din stânga în dreapta. Relativ ieftin, pentru că era undeva la 7000 de lei o Dacie de genul ăsta. Mașina în sine nu era scumpă, adică românii cumva și-o puteau permite. Doar că stăteai foarte mult la niște cozi din alea să poți să apuci să-ți cumpere așa ceva. Adică nu ajungeai. Gândiți-vă că a fost și modelul la sport la un moment dat. Știu că s-a încheiat producția în 92, au fost modelele cu ușă lungă. Dar când a început în 80 ceva, la alea, efectiv doar dacă erai cineva sau aveai ceva cunoștințe sau relații sau habar n-am, puteai efectiv să intri să cumperi una. Să intri, să ajungi să cumperi, te programai, din câte am înțeles. Eu n-am trăit vremurile alea, dar astea au fost poveștile pe care le-am prins de la părinți, cunoscuți și așa mai departe. Au fost vremuri interesante și probabil de asta românii sunt atât de nostalgici în legătură cu mașina asta, pentru că practic face parte din trecutul lor. Face parte din viața fiecăruia. Adică la mine copilăria a fost pe bancheta din spate la așa ceva. Știi? Și cam bancul ăla, cum spuneau ăștia pe internet, că stăteau și fumau părinții în mașină, geamurile închise, n-avea nimeni nicio treabă. Și nici n-au prea avea ce treabă să ai. Bă, mașina asta se conduce foarte fain. Trebuie să recunosc, Dacia e printre cel mai greu de condus mașină pe care am condus-o vreodată. Dar, uite, se și simte că bagă rece, dar măcar să dezabrui parbrizul. Dar, e plăcută la condus. Deci n-am nimic de comentat. Trebuie doar să te obișnuiești. Prima parte de test drive pe care am făcut-o, alea au fost cu epic fail-uri maxime, pentru că trebuie să te obișnuiești efectiv, dar acum merge super bine, adică, nu știu, m-am obișnuit cu mașina, e chiar ok, are un pic de joc în volan, se simte, deci toate își făceau joc și la un moment dat tot ajungeai la joc, că îți reglai caseta de direcție și după aia iarăși făceau un pic de joc, că bă, așa era. Costea, dacă apucai suta, deja trebuia să-i desfaci motorul, să-i refaci. Dar nu facea nici dracu suta pe vremea aia. Așa văd că și trage, am lăsat bora aia în spate. Am uitat să vă spun cel mai important lucru. Are 54 de cai. Are 54 de cai. Mercedes-ul meu are tot 54 de cai. Dar e mult mai puturos decât Dacia. Bine, ăla e și diesel, aspirat. Dar aceasta e mult mai și fâșneață. Adică o simți când bași piciorul în ea. Se duce și se duce fain. Dacă o lăsăm un pic mai încet, ne aventurăm noi foarte tare, că știți vorba cu frânele alea. Acum eu vreau să o probez, dar știți cum se spune? Să n-ai încredere în femei și în frânele de Dacia, așa zicea un mare
Un mare cântăreț, aia e nașpa. Cu servo. Că n-are servo, încă un lucru fain. L-am descoperit, redescoperit acum, pentru că efectiv mi-am uitat. Are seara când vrei să vezi ce ai prin bord, ce-ți apare, cu cât mergi la oră și mai departe, trei lumini verzi deasupra. Și alea îți luminează bordul, deci nu luminează nimic din spate. Haideți să vedem întâia și ieșim ușor. Mă, servo e nașpa când pleci de pe loc sau chestii de genul ăsta, că na, ai simți diferența, simți lipsa. Dar odată ce ai plecat cu ea de pe loc, nu mai e așa are. Ce-mi place cel mai mult și cel mai mult la mașina asta e volanul, frate. Deci volanul ăsta e Dumnezeu. N-ai cum. E el din mâner de cratiță, cum am văzut că se spune pe YouTube, dar e fain. E chiar fain. E ieftin, dar e de efect, e fain. S-a mergea condus cu mânuși de piele, nu cu mânuși de salahor. Sau cu mâini de salahor, nu știu. Bă, mașina merge super fain. Având în vedere că v-am spus că există o surpriză la finalul videoclipului și noi ne cam apropiem de finalul videoclipului, mașina asta, proprietarul nu vrea neapărat, dar mașina asta este posibil să fie și la vânzare. Adică pentru cine vrea, există o posibilitate. Proprietarul e deschis, am discutat și cu el. El o folosește, nu se grăbește să o vândă, o folosește, îi place super mult. V-am zis, e mașina daily, mai are și o mașină modernă, să zic așa, din zilele noastre. Dar mai fericit o folosește pe asta, cel puțin pe oraș. Prețul e de 8.500 de lei. Deci de lei. Bă, mașina are nevoie de atenție, nu zic că nu. Tocmai asta m-a și atras la ea, pentru că are patină, știi? Vezi cum a trecut timpul peste ea. Nu e restaurată sau ceva, dar are o bază bună. Mașina e perfect funcțională în toate punctele de vedere. Merge bine, pornește bine, e carburații. Bă, se simte bine fiind carburații. Mă așteptam să mai dea șuturi, chestii. Merge foarte, foarte bine. Așa că dacă există vreun pasionat sau vă place să șurubăriți, sau vă plac dacile, sau vă plac vechiturile, sau nu vă plac de niciun fel, dar vreți să vedeți cum e, avem aici un model pentru voi, care poate să fie al vostru. Dacă e cineva interesat, dați-mi un semn, eu vă pun în legătură cu proprietarul și putem să rezolvăm fără niciun fel de problemă. Deci ce pot să zic pentru ziua de astăzi? Mi-a plăcut super mult mașina. O să ajungem iară de unde am plecat și o să vă mai arăt încă o dată pe afară scurt. Mi-a plăcut, a fost o experiență faină. Sper să vă bucure videoclipul ăsta pentru 1 decembrie. Deci, la mulți ani în România, hai cu Dacia. Și nu cred că o să vă pară rău. Sunt mașini faine. Sunt mașini faine. Nu mai sunt mașini să le folosești zilnic neapărat, pentru că ai alternative. Dar bă, sunt mașini faine să le ai de weekend, să le ai de o plimbare, să... Știi? Ce zic? Din punctul ăsta de vedere, sunt mașini faine. Haideți să vă arăt un pic și pe exterior, rapid, încă o dată, cu motorul pornit. Să-l auzi și cu motorul pornit. Trage și capota, am aprins șavarele. Ei, dăm și o fază lungă. Fie toate pornite. Asta miroase. Ah, Doamne, la copilărie miroase la. Deci eu cred că nu știu dacă am avut o mașină mai silențioasă ca asta pe canal. Ia uite ce frumoasă e. A? Chiar faină. Oare ușa asta am deschis-o? Da, am lăsat-o deschisă. Fac și o poză pentru mine, nu? Superbă. Cred că am văzut ceva. Ia stai să vedem, am dreptate sau nu? Am dreptate, uite-l.
cartonul pus în față la radiator, toată lumea făcea asta pe vremuri, se încălzească mai repede mașina și se bage căldură. Deci aici e călduț. Ăsta nu știu ce-i, foarte tare. Vezi? Ui, ăsta a fost iar un lucru fain la, la români. Că era cum era, românul făcea ceva din mașina lui, știa că o să păstreze hă-hă. Și atunci își făcea tot felul de dotări, improvizații, chestii care funcționau mai mult sau mai puțin. Depinde de fiecare proprietar de mașină. La motorul merge foarte fain. Capota îmi place cum se închide. Bam, asta a fost. No, bun! Cam atât a fost și pe astăzi. Eu vă las, mă duc și acasă că e foarte frig. Și ne vedem data viitoare. Până atunci, să fiți cuminți și să nu vă moară motorul cum i-a murit mie. Zi faină, pa!